Vocea Basarabiei. Forum Radio. Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a programului nostru. Cu o deosebită plăcere, Natalia Hadărcă, producătorul emisiunii, Leonid Smolnițchi, realizator, moderator, vă prezintă invitatul emisiunii, care este domnul Roman Mihăieș, analist politic, comentator politic. Bună seara, bine ați venit, domnul Roman Mihăieș. Bună seara, bine v-am găsit. Eu propun să construim emisiunea cam în felul următor, dacă dumneavoastră nu aveți nimic împotrivă. Vorbim despre declarația Parlamentului 90, puțin. Vorbim despre pactul Ribbentrop, eram să zic, vorbim despre, nu e nimic strașnic, dacă în paralel mai priviți o emisiune, nu, e firesc, e normal. Priviți emisiunea care noi acum suntem în direct, cum ați rugat dumneavoastră, să o distribui. Da, așa, foarte corect, pentru că, apropo forumiștelor, mă adresez dumneavoastră, trebuie să știți că suntem urmăriți în Canada, Franța, ieri m-au sunat și mi-au scris Irlanda și deocamdată cam aici. Eu cred că area noastră de acoperire se va extinde încet, încet, așa trebuie să fie și așa este normal. Dar, ziceam, deci, vorbim despre pactul semnat de partidul PPDA și partidul PAS cu îndemnul de a semna și alții, vedem cine a semnat, cine a zis că nu mai semnează, vedem de ce nu semnează, care nu semnează, cei care vor semna vom, iarăși vom vorbi. Ca să trecem spre finalul emisiunii, spre finalul discuției, înainte de a conecta telefoanele în studio, să vorbim câte ceva despre circumscripția 38, ca o repetiție, așa i-am zis eu, și multă lume așa consideră, ca o repetiție generală a alegerilor prezidențiale. Cam asta, dacă reușim toate chestiile astea să le discutăm, ar fi foarte bine. Deci, ziceam că Parlamentul, primul Parlament al Republicii Moldova au făcut o declarație, dangă de alarmă, aș zice eu, deși mă gândeam eu, ar fi fost potrivit chestia asta să fie, nu acum când a vorbit Ciocoi, pentru că Ciocoi este portavoce a președinției. El a fost consilier acolo prin președinție. Aceasta este. Dangătul de alarmă trebuie, ar fi fost bine să răsune încă atunci când la adunarea parlamentară a Consiliului Europei s-a vorbit domnul Dodon, domnul președinte, când a spus niște năzdrăvănii mai voalat decât a zis ministrul nostru de externe, dar esența e aceeași. De ce taci, mă întreabă radioascultătorii, de ce staci, oameni buni, să fac atâtea... Bine, eu nu cred că se tace, am auzit după acea declarație faimoasă deja domnului ministru Ciocoi, eu am văzut mulți experți, analiști, oameni publici, oameni de cultură, iată și deputații din primul parlament, care, fiind indignați, au cerut demisia, am văzut și un meeting al voluntarilor și veteranilor de război. Deci s-a ridicat un val întreg împotriva declarației respective, cu virgulă că trebuie să... Nu, eu ziceam că am tăcut atunci când după cuvântarea aceea a președintelui. Atunci s-a tăcut. Nu știu, atunci a fost... Da, s-a tăcut vedere pentru că nu a fost pe intern, nu s-a difuzat destul de bine acea declarație, dar aici... Vine în continuarea unui grafic care a făcut-o Nică Popescu, care era ministru de externe al blocului acum, da, cu războiul civil. Deci, atât că doi ministri de externe, unul al blocului acum, care se pretinde pro-european și unul socialiștilor, vin să dea un tratament în favoarea Rusiei și în favoarea Republicii Moldova, ceea ce s-a întâmplat în 1992. Nu mi se pare întâmplătoare chestia asta, eu bănuiesc, nu am probe că cineva încearcă totuși să schimbe cumva accentele, să spele memoria. De unde? A, cu spălatul memoriei. Să inducă în eroare, să desculpabilizeze. Eu consider invers, bună oară. În campaniile electorale, domnule Mihăieș, dacă vă amintiți bine, întotdeauna, dar chiar întotdeauna, încep a fi scotocite și scoase din sertare temele sensibile. Limbă, istorie, conflictul militar, declarația lui Dodon cu privire că, da, perioada stalinistă a fost cum a fost, dar a fost stabilitate. Ca și cum, ce faci tu, președinte?
Aici, noi avem perioada stalinistă. Apropo, noi avem o declarație a Parlamentului Republicii Moldova privind ocuparea de către RSS, regimul de ocupație, care nu este anulată. Noi avem o legislație prin Transnistria, chiar aceeași lege din 2005, care vreau să duc aminte, chiar nu a fost anulată. Apropo, atunci comuniștii au pus-o la vot. Da. Doar un singur deputat, dacă mi-aduc bine aminte, nu a votat în 2005, când era pe PCD în Parlament. Da. Acea declarație spune clar și pune accentele și ținând, pune și niște hotare, niște linii roșii privind conflictul transnistrian. Deci noi avem legislație. Noi avem decizia CEDO privind cazul Iulașcu, în care Rusia a declarat stat agresor. Noi avem decizia Curții Constituționale din 2016-2017, atunci când teritoriul Transnistria s-a declarat ocupat de Federația Rusă. Deci nu putem să zicem că nu avem instrumentariu juridic sau politic. Există. Nu o să reușească de bine să schimbe accentele sau să schimbe, ca zic așa, ideologia și doctrina privind conflictul transnistrian. El este un conflict moldorus. Proba numărul 1 este că a fost semnat între Mircea Snegur și Boris Yeltsin. În principiu, Rusia și-a recunoscut rolul în acest conflict și-a luat angajamente de a evacua armamentul, de a contribui la depășirea politică a conflictului prin formatul 5+2, în care ne-am înglutat de vreo 30 de ani aproape. Sunt aici nimai multe de discutat. Vreau să comentăm în această ordine de idei, iată, și mi-am notat, mi-am amintit. Declarația așa zisului președinte Krasnosilski cu privire că Dodon vorbește aiurea, nu mutamod, desigur, eu așa am înțeles, vorbește aiurea, promisiunile nu și le-a îndeplinit cu privire la limba rusă, limba de stat, cu privire la statut special Transnistria, cu privire la Găgăuzia, cu privire... Și mă întreb eu, de ce tocmai acum, în ajunul prezidențialilor, ce se întâmplă? Eu cred că... Un dezacord sau dimpotrivă? Eu cred că Krasnosilski și alți separatiști din Transnistria, în mod sincer, încearcă să-i pună anumite pedici la Dodon, pentru că există un fel de, ca zic, competiție între dânsii și cine stă mai bine cu pilele și cu relațiile la Kremlin. Ah, iată cum. Ei doar merg la Kremlin. Unii spun un text, alții spun alt text, pentru că la Kremlin nu merg reprezentanții forțelor pro-europene sau pro-românești. Merg, de obicei, forțele de stânga din Republica Moldova. Vă aduceți aminte cum spunea Maia Sandu în coaliția COSAC, că Dodon și-a asumat relațiile cu Rusia, dar noi cu Uniunea Europeană. Mm-hmm. Deci, în mod tradițional, stânga moldovenească merge la Moscova. Și acolo se întâlnește cu reprezentanții Transnistriei. Mm-hmm. Deci asta o competiție între dânsi. Cine intră mai bine în grație, cine ia mai mulți bani, cine reușește să... Cine mai puțin stă în anticameră. Cine reușește să convingă sau nu anumiți reprezentanți. Și eu în acest sens privesc că Krasnosilski vede că Dodon stă bine la Kremlin, mm-hmm. cu toate că nu s-au văzut poză în ultimele câteva luni cu Putin. Mulți atrag atenție la chestia asta. Da. Că Putin nu-i dă poză. Poate să fie sau să nu fie un moment de speculație, nu știu. Dar deocamdată socialiștii stau bine la Kremlin și aici este o problemă pentru Krasnosilski. Într-o bună zi, Kremlin nu poate zice că nu are nevoie de separatiști din Transnistria. Și atunci ei pierd vâna economică și financiară de acolo, pentru că separatiștii parazitează pe populația de acolo, se îmbogățesc. Păi da. În mod normal, acolo conflict nu există, nici interetnic, nici religios, nici din fel, nu? Păi că, în ce constă conflictul național astăzi, de exemplu? E greu să explice un expert român sau european în ce constă conflictul transnistrian, pentru că conflictul clasic este religios sau este interetnic. În cazul dat, cam aceiași oameni trăiesc acolo și pe aici, cam aceiași religii, nu? Sigur că da. Problema este într-un grupușor de politicieni, de militari, care acolo în Transnistria și-au creat o redută pe care o speculează la Moscova, dar nu știu cât timp o să mai țină, pentru că eu văd că Putin, după întâlnirea cu Merkel, a început să colaboreze pe anumite subiecte cu Uniunea Europeană. Păi da. De exemplu, pe Ucraina l-au scos pe Surkov, care era omul războiului cu Donbasul și cu
Crimea. Apropo, pe Ucraina l-au pus pe al nostru, în ghilimele, pe Cozac. Da. Cozac s-a dovedit a fi eficient aici în Republica Moldova. A făcut o nuntă între Maia Sandu și socialiști. Și cred că undeva au apreciat că el pe metode non-militare, poate, prin diverse jmecherii și jocuri de sub masă, poate încropi tot felul de jocuri. Poate asta vor încerca și în Ucraina, că la noi au reușit, din păcate, să zic eu. Dar ziceam la început noi că dangătul nu a fost, alarma n-a fost bătut atunci când Dodon, dar uite acum că Ciocoi, sigur că tema e sensibilă și ar fi păcat. Problema este că dacă, e foarte simplu. Dacă citim titlurile... Stânga moldovenească trebuie să înțeleagă ceea ce trebuie să întâmplă Vladimir Voronin. Vladimir Voronin, primii câțiva ani de guvernare, vă aduceți aminte, anul 2001-2003, tot îi dădea cu, cu război civil, cu Rusia neeliberat și nu știu ce. Dar după asta a înțeles care e treaba și în 2003-2004 s-au schimbat accentele, inclusiv pe subiectul Transnistrian. Da, cumași socialiștii și alții trebuie să înțeleagă că există un conflict moldorus, un diferent moldorus, el durează. El este legiferat printr-un acord între Snegur și Yeltsin. Nu, asta nu este o invenție, este o realitate. Rusia are trupe acolo care, apropo, nu au statut legiferat de Parlamentul Moldovean. Eu acum nu vorbesc de trupe de pacificare. Vorbesc de armata 14, ce a mai rămas întrânsă acolo. Ea nu are statut, apropo. Este absolut ilegal. E altceva este că guvernul moldovean niciodată n-a cerut în mod expres ca ei să plece de acolo. Nu le-a dat termen de o lună sau de două luni. Declarații au fost făcute, dar chestii, ultimatum n-a fost. Ultimatum niciodată n-a pus nimeni. Nici măcar Maia Sandu n-a pus ultimatum când a fost premier. Cu toate că putea să o facă, dar și-a fi intrat în istorie. Dar așa, rămâne o întrebare care trebuie rezolvată în acel format de care nu am mai vorbit. 5 plus 2 care nu rezolvă nimic, de fapt, deocamdată. Cel puțin, asta este la etapa actuală situație. Vorbește despre aceste cedări micilor pași care, de fapt, sunt cedări doar dintr-o... Și să nu uităm, domnul Smolnițchi, că noi avem acolo circa 300 de mii cetățeni ai Republicii Moldova. Ei au optat pentru pașaportul moldovenesc, încă înainte de a fi liberalizată vizele. Păi da. Deci oamenii de acolo, eu cu am putut eu să mai discut cu unii care locuiesc în regiunea Transnistriană, chiar de generația asta tânără, care acum au 20-30 de ani, s-au născut după război, să zicem așa. Ei, cel puțin moldovenii și ucrainenii acolo, vă vreau să vă spun cu care am vorbit eu și cine mai spune mie, ei vor în Republica Moldova, ei acolo sfoc. Sigur că acolo este un regim foarte opresiv și în ultimii 2-3 ani a degradat foarte mult situația economică și socială acolo. De acolo, important este și trebuie să se cunoască acest lucru, că generația tânără, cum zic ei, dofienii, Krasnoselski, președinția și elita cea politică. Nu ne interesează, domnule, vrem în Europa, vrem în lume, vrem salarii, vrem studii. Nu cred că o să fie de prisos. Chiar într-o leibus circulam într-o bună zi, trei fetițe. Se vede că, eu știu, poate după bacalaureat, clasa 12, studente, și-au intrat în discuție cu o mătușă. Vorbeau rusește, este adevărat. Mătușa cea insista în română, ele în rusă, că noi suntem din Transnistria. S-a schimbat mătușa, macazul și imediat, dar ce căutați aici? Păi da, învățăm, ne facem studiile, dacă nu mă așa la memoria, să zic la ASEM sau nu știu, nu, la Universitatea Tehnică. Dar, păi și cum? Dar uite așa, pentru că vrem să ne se deschidă porțile. Niște fetițe. Și asta este bine. Și nu interesează pe dânsi președinte. Tocmai asta vă spuneam, că nu există un conflict transnistrian în sensul clasic al cuvântului, cum există conflicte în alte părți ale lumii. Mm-hmm. Unde n-au ochi să se vadă, stau hotare între ei, cum, de exemplu... Ideologii. În special sunt conflicte religioase în lume și conflicte etnice. Sunt de două feluri. Noi nu avem asta. Ei învață, aici lucrează. Eu cred că deja există o masă critică de populație în regiunea transnistreană care au obosit de acel separatism. Și apropo, este un moment important după războiul ruso-ucrainean din 2014. Separatismul transnistrean nu mai are spate în Ucraina. Păi da. Chișinău acum este drumul pe care merg în Europa, pe care fac exporturi. Apropo,
85 sau 90% din exportul întreprinderilor separatiste transnistene merge prin Chișinău. Sigur, în România și în Europa. Deci e o chestie de timp. Apropo, aici eu zic să punem punct, pentru că mâine seară, le spun radioascultătorilor, este invitat, nu mâine, vineri seară, este invitat domnul Alexandru Arseni, deputat în primul parlament. Mai avem noi și câteva întrebări cu domnul Arseni, îți vorbim cu privire la Curtea Constituțională. Constituționalitatea, știți voi, discuțiile noastre, de aceea eu propun să punem punct. Da. Discuții cu declarația Parlamentului 90 și ușor, ușor să ne deplasăm spre, ce ziceam noi, a doua temă. Pactul. Pactul, așa. Pactul. Pactul, pactul propus de PAS pentru bun, PUN, scuzați-mă, Partidul Unității Naționale. Nu, n-ați greșit. PUN, bun. Tot acolo, da? Da. PUN pentru PPDA, pentru Blocul Unirea. Și pentru PRDM. Iată, da. Acestea sunt componentele pentru care PAS are o propunere. Ce citim la acest moment este că Năstase s-a întâlnit cu Maia Sandu și au discutat, încă n-au semnat acest pact. L-am văzut pe un reprezentant al PPDA puțin mai rezervat, domnul Sliusari, față de pactul ăsta. El consideră că e un fel de așa, o manevră. Am văzut declarația PUN-ului. Punul ce a zis? Punul a refuzat să semneze, a spus că el nu crede că este necesar acest pact. Și așa se poate de coordonat și de colaborat. Eu, ce cred eu? Eu cred că, apropo, am vrut să mai adaug aici că Ion Sturz a criticat foarte dur acest pact. El are motivele lui. Deci, ce înțeleg eu? Puteai să nu-mi spui despre lucrul ăsta, pentru că eu am o atitudine aparte față de declarațiile ex-premierului Sturza de acolo, pe muntele Everest. Chiar îmi place foarte mult omul, la odihnă și vine să dă cu părerea cum ar trebui noi. Vine omul aici și ară împreună cu lumea. Da, asta și eu l-am îndemnat de vreo două ori să, dacă are noroc în viață la bani, știți că unii au noroc la bani, alții au noroc la minte, alții au noroc la dragoste. La dragoste. Dacă are noroc la bani, să vină să investească în țara lui, măcar vreo 10-20 milioane de euro. I-am zis de câteva ori. Dar eu, ce aici facem o mică paranteză, ce observ eu? Oamenii care se îmbogățesc în Republica Moldova, fiind originari din Republica Moldova, scot banii din Republica Moldova. Asta e o problemă asta, care trebuie cumva și asta discutată cândva. Păi de aceea și nu-mi place chestia asta că vine cu sfaturi și ne învață pe noi a trăi. Vin aici cu banii tăi, construiește ceva, o gunoiește bună oară. Apropo, e foarte profitabil. Zici cel mai profitabil decât cu drogurile. Bine, eu am avut și eu pe cazul respectiv cândva o opinie că noi avem nevoie în Republica Moldova de o fabrică de incinerare a gunoiului, așa se numește corect, sau de ardere a gunoiului, care produce energie electrică ca produs secundar. Și cine aduce fabrica asta în Republica Moldova și ne salvează de gunoi și de mizerie și de catastrofă ecologică, să-i punem un monument, de exemplu, undeva în zona cimitirului armean, de exemplu. Dar să vă spun de ce? Pentru că o să micșoreze numărul morților și bolnavilor de cancer. Da. Asta e ca un simbol așa al vieții. Da, bine, hai să revenim la pact. Eu cred că cei din PAS, experții care deservesc acest partid, că nu cred că Maia Sandu singur a ajuns la ideea asta, s-au gândit cum să o protejeze pe Maia Sandu ca ea să nu încaseze prea multe lovituri de atacuri, da. Mm-hmm. Pentru că ea vrea totuși să candideze la prezidențiale și asta e evident că ea o să candideze. Normal. Și au găsit o soluție. Băi, haideți să facem un pact cu ăștia de pe dreapta și centru-dreapta care sunt mai importanți, că să nu atace pe Maia Sandu și pe PAS, că avem un rating înalt al candidatului și trebuie să-l menținem. Cam asta este găselnița lor. Altceva nu e aici. Adică intenția lor este de a-și proteja candidatul. Din punct de vedere al PAS-ului, ei procedează corect. Adică ei au interes de partid, ei au candidat. Acum dacă ne uităm în ogada altor partide, de exemplu PUN-ul, da? Cu Țicu, el are în mod obiectiv niște critici față de guvernarea de 5 luni a lui Maia Sandu cu socialiștii, da? Păi sigur că el are alte opinii, să zic. El s-a desprins din blocul acum, a avut o campanie la locale și Țicu, dacă s-ar cupla acum la acest pact, el s-ar semnuce de politic, din punctul meu de vedere. Adică el în modul ăsta și-ar anihila șansele de a candida la președinție, s-ar culca sub ideile de acolo, că domnilor să fim cuminți, să nu atacăm cumva pe Maia Sandu, că
ea e candidatul totuși, nu altcineva, înțelegeți? Deci aici se joacă subiectul ăsta. Cumva să încerce să ia, tragă într-o cursă pe toți așa de pe dreapta, de pe centru dreapta, ca să nu-i facă probleme mai Sandu și pasului. Și de aici eu am văzut și opinia critică a lui Sliusari și refuzul punului, să vedem ce o să spună Blocul Unirea. Apropo, mă aștept ca Blocul Unirea să accepte semnarea. Că există așa opinie că totuși Chertoacă colaborează cu PAS-ul și se vede asta și după televiziune care se vede Blocul acum, că el și cu Mihai Ghimpu și cu alți prieteni prezenți active acolo. Adică dacă citim așa tablou situație, noi avem parteneriat între Maia Sandu, apropo, așa spus deschis, că ea nu vrea să colaboreze cu PUN, dar vrea să colaboreze cu Blocul Unirea dintre unioniști. Și ales are unioniști ei preferați, zicem așa. Și cam asta ar fi găselnița cu pactul ăsta de neagresiune, care, din punctul meu de vedere, nu rezolvă problema candidatului unic, nu o pune în discuție, nu deschide dialogul între partidele care sunt importante pe acest segment, dar încearcă să ofere o protecție candidatului PAS. Eu sigur că întrebarea care urmează este o întrebare dură, tranșantă, dar nu pot să nu o adresez. Poate fi sau credibilitatea acestui pact, având în vedere faptul că au mai fost semnate hârțoage, că altfel nu le pot numi, după alegerile parlamentare, dădăuri, o hârțoagă a fost semnat care a fost încălcat că nu vor face alianță cu PD și cu socialiștii. Au că încălcat această promisiune. Mai apoi că a doua de lungă durată nu va fi semnată. A fost semnat și eu nu știu dacă și i-aș da dreptate punului. Nu știu ce vor face ăștia de la Unirea, dar eu i-aș da dreptate pentru că nu costă aproape nimic toată chestia asta. Cea mai rășinoasă hârtie care a fost semnată a fost la 21 februarie 2019, degrabă o să fie un an de zile, când candidații în deputați al Blocului acum au semnat un angajament că nu vor face alianță nici cu PD-ul și nici cu PSRM-ul. După asta, știți ce au făcut? Au făcut două alianțe politice cu PSRM-ul. Păi? Iată, asta, în mod normal, la un electorat normal, ar trebui să se descalifice și să nu mai fie votați. Cum, apropo, Iurie Roșca a fost sancționat când a votat pentru Voronin. Păi da. Și, da. Dar eu consider că alianța, cu toate că ei au acolo niște scuze, că l-au dat afară pe Plahotniuc din joc, doamne, l-ai dat afară pe Plahotniuc, dar a rămas alt PD acolo, puteai să colaborezi cu un PD-ul ăla. Și acum când ascult eu că Plahotniuc a plecat, dar a venit Dodon, dar ce înseamnă a venit, domnule? Cine l-a dus? Voi l-ați adus. Maia Sandu zice că, uite, pe zi ce trece tot mai mult și mai mult se întărește. E întărit deja. El s-a întărit când era doamnă prim-ministru. Asta aici e. Aici vreau să dau... Eu am invitat-o pe doamna Sandu aici la emisiune, la forum, chiar aș vrea forumiștii, nu știu, eu mai puțin aș discuta cu domnia sa, dar forumiștii aș vrea să-i adreseze întrebări. Eu cred că chiar n-o să vină și este înțeles de ce. Dar trebuie totuși să fiu cu dumneavoastră de acord că opera aducerii la puterea socialiștilor îi aparține în totalitate Maia Sandu și Andrei Năstase. Și apropo, Țicu când a plecat din Bloc și a candideze la primărie, le-a spus oameni buni, gata, până aici am mers, mai departe nu are sens să mergeți socialiștii. Da. Țicu i-a prevenit. Da. Și apropo, dacă atunci Maia Sandu și cu Năstase rupeau alianța, și spuneam că gata, noi nu mai facem guvern, deschidem calea ori spre anticipat, ori spre alianță cu PD-ul, dar n-au avut clar viziune. Peste câteva săptămâni, socialiștii au debarcat împreună cu PD-ul de la guvernare. Iată ce înseamnă lipsa viziunii politice și încercarea de, ca zic așa, de parvenire în politică, fără viziune strategică, fără a fi realiști, pentru că aveau și soluția de declanșare alegerilor anticipate. Păi asta e... L-ai dat jos pe Plahotniuc, de exemplu, da? L-ai dat jos pe Plahotniuc. Un sau două, ai schimbat codul electoral. Codul electoral. Și te-ai dus la o alegere, așa ai promis, nu? Așa a promis Maia Sandu. Nu mai trebuie niciun păr. Bă, cât capital politic... Dar ei s-au ținut cu dinții până la de funcția de fotolie. Eu mi-aduc aminte în ziua debarcării Maia Sandu pe 12 noiembrie, cât de virulentă era ea în Parlament. Atunci se aminte. Da. Se ținea de scaunul ăla... Și nu era niciun sens, era clar că i-a pierdut jocul. Era clar că au intrat într-o capcană simplă a Kremlinului.
Da. Aici Cozac așa a instalat această guvernare și tot el a dat-o jos. Dar el a și zis, facem această alianță, pentru că așa a zis. L-a spus pe două, trei luni, a zis. Două, trei luni. Și după asta facem alegeri. Da, și imediat plecăm la alegeri. Nu au ascultat și n-au ascultat blocul acum. Și în contextul acestei discuții a noastră, acest pact de agresiune vine de la un partid care a demonstrat că nu urmărește interesul național, dar interesul de grup. Și noi am vorbit despre faptul că i-au guvernat cu socialiștii și n-au avut viziune că să termine mai repede această mareaj sau ținut de funcții. Și nu incredibil. Pasul astăzi nu incredibil, pur și simplu. Și Maia Sandu. Aceasta nu trebuie să ne bucure. Asta mă întristează. Nu mă bucură deloc, absolut. Mă întristează mult. Eu cred că noi avem în partea de dreapta a segmentului politic destule personalități care ar putea să renască acest segment. Și nu cred că Maia Sandu și Andrei Năstase sunt ultimii mohicani sau ultimii, să zic așa, salvatori ai segmentului pro-european. Ei au parvenit acum de câțiva ani când s-au urcat în spatele la protestatarii cu miliardul, au demonstrat că sunt partide conformiste, cuvântul cel mai ușor care pot eu acum să-l adresez lor. Conformism asta înseamnă că pot să fac alianță și cu dreapta și cu stânga. Și au făcut o alianță foarte periculoasă care până la urmă i-a dus în afara Parlamentului, stau ambii acum în afara Parlamentului și Năstase și Maia Sandu. Da. Și au pus într-o gravă pericol parcursul european al Republicii Moldova, pentru că acum socialiștii sunt la volanul Republicii Moldova. Putem vorbi noi despre niște convulsii, poate că nu atât de vizibile deocamdată, dar convulsii în rândul partidului PAS. Pentru că mie mi se pare foarte stranie. Inedit, aș zice. Nu am mai întâlnit. Iată, eu răsfoiesc firele istoriei contemporane înapoi de la 90 încoace. N-am prea întâlnit ca conducerea centrală să vină cu un candidat, iar locale, conducerea locală spune stop. Bine, este un afront, sigur că da. Maia Ba. Cobzac aici a jucat foarte interesant. Eu cred că el undeva poate a și fost influențat de cineva. Nu exclud că după discuții lui cu Filat și-a schimbat pozițiile, pentru că el este privit ca fiind totuși, el e din Hâncești ca și Filat. Păi da. Din el e din nucleul dur al PLDM-ului Cobzac. Și ei se aflau din PLDM, mulți au trecut în PAS pentru că Filat era arestat. Eu acum mă aștept la un fenomen de reflux. O parte din cei din PAS care provin din PLDM se vor întoarce în PLDM. Nu mulți, dar o parte se vor întoarce. Și Cobzac e unul dintre ei. Asta eu sunt sigur de ce vorbesc acum. Greșeala lui Maia Sandu a fost că a încercat să o impună pe ministra justiției, care este un tehnocrat simpatic de altfel, nici o problemă nu am. Nu sunt de acord cu multe idei de lei, dar oricum, ținând cont de faptul că nu poți să vii într-o circunscripție în Republica Moldova care are un anumit specific și să impui un candidat de la centru cu forță, asta este o greșeală. Sigur că da. Și e clar că acum, hai să spunem, din punctul meu de vedere, candidatul PAS-ului o să iei poate locul 4, poate locul 5, dar nici de cum nu o să intre în primii 2. Poate ar fi mai bine să o retragă ca să nu fie, să zic așa, un rezultat foarte prost la PAS-ului. Eu cred că acolo merge Cobzac, favorit plus, candidatul PD-ului. PD-ul e puternic acolo și să nu uităm că primarul este de la PD al Hânceștiului. El a fost. Să nu uităm că este vorba moldoveanului Razniță. Una este Alexandru Botnar, care a fost primar, dacă nu mă înșală memoria. Și acum, a fost. Dar atunci, la acea vreme, cam al treilea mandat, câștigase autoritatea. Eu am luat așa, dacă să luăm ca ipoteză. Nu știu. Dacă luăm ca ipoteză că primarul Hâncești o să ajute pe Mereuță, el deocamdată nu a anunțat că anunță alți candidați. Noi luăm o ipoteză, da? Da. Atunci candidatul PD-ului se va lupta cu Cobzac. Nu cred. Nu cred că o să anunțe Alexandru Botnar. El a fost aici la noi în studio. Eu l-am întrebat și în timpul emisiei, dar și după am mai vorbit.
Nu cred. O să vedem. Eu numai, vedem. Nu mă pun acum să bag un pronostic. Dar nici nu este cazul. Dar eu cred că totuși Olesea Stamate nu intră în primii trei. Asta este, este cu convingere fermă. Nici nu se discută. Pasul a ziceam eu la început când așa schițam, jalonam mersul emisiunii, ziceam putem considera ca o repetiție generală aceste alegeri din Hâncești ca o repetiție generală a prezidențialelor. Multă lume zice că uite, vedem cam cum cu raportul de forțe și va fi mai lesne și mai la îndemână să desemnăm un candidat de dreapta unic sau neunic. Care aș spune altfel. Eu aș spune că competiția din Hâncești nu este relevantă pentru înaintarea candidaților la prezidențiale pentru că nu participe primele figuri. N-a ridicat nici Maia Sandu, n-a ridicat nici Năstase, dar poate oferi anumiți indicatori, poate oferi anumite piste de analiză pentru jocul care se deschide pentru prezidențiale. Evident că va avea anumită influență la prezidențiale, dar nu directă, să-i spunem așa. Așa. 022-844-695, 022 prefix de Chișinău, 844-699, acestea sunt numele noastre de telefon. Aștept primul apel telefonic. Domnul Mihăieș, vă... Da. Vă... Chestrele. Da, acest dispozitiv. Bună, Smălnițchi! Bună da. Seara, doamna Hadirică! Da, bună seara! Și invitatul dumneavoastră, domnul Mihăieș. Da, vă rog întrebarea. Bună seara! Domnul Munteanu. Dumitru Munteanu, călărași Miliuț. Da, domnul Munteanu. Întrebarea este următoarea. Am trei întrebări. Trei. Vă rog, spuneți-mi de ce n-avem hotar la Estul Republicii? Asta prima întrebare. Și a doilea întrebare, de ce nu e dat în căutare Smirnov și Krasnăsevski? Și a treia întrebare, de ce nu se deschide un dosar asupra celor care au împușcat la Caten 20.000 de ofițeri poleci? Și nu răspunde nimeni pentru asta. Mulțumesc pentru că v-ați ascultat și vă doresc sănătate. Vă mulțumim și noi dumneavoastră. Prima întrebare a fost de ce este un hotar. Există un hotar pe segmentul moldo-ucrainean, apropo, pe Deuș cu Filip a lucrat foarte mult pe subiectul ăsta și avem chiar și control comun în câteva puncte de hotar. De exemplu, eu personal am trecut vreo două ori pe la Palanca, hotarul moldo-ucrainean. Vreau să vă spun că e foarte bine acolo, foarte repede stai comparativ cu ce era înainte. Da. Mașinile, transportul. Acolo să nu uităm că au fost bani europeni, dar și bani din Ucraina, din buget și din bugetul Republicii Moldova. Acum mai puțin se vorbește, dar au fost relații excelente când era Poroșencu președinte între Ucraina și Republica Moldova și între guverne. S-a lucrat mult pe dosarul moldo-ucrainean și transnistrenii, într-un moment dat, separatiști erau într-o panică, aș spune eu. Da. Permanent puneau întrebarea că iată, pe noi ne blochează că să nu ne admit la aceste hotare, reprezentanții noștri, etc. Deci aici acum, nu știu, chiar acum n-am văzut în ultimele câteva luni declarații despre hotarul moldo-ucrainean de la oficialii noștri sau de la presa noastră. Subiectul că am lăsat cumva pe planul secund. Sper să apară ceva informații ce se întâmplă acolo. Noi avem cu Ucraina 26 de puncte vamale, ca să știți lucrul ăsta. Cu România avem nouă. Da. A doua întrebare care a fost? Ok. Dacă s-a uitat, să dăm drumul la altul. Nu, mai aveam întrebarea cu... Și noi dată în căutare. Cine? Smirnov. Și ăsta... E bună întrebare. Când Valo Smirnov a făcut dosar penal, vă aduceți aminte că a fost eliberat. Arestat. A dus la Chișinău. Și l-au eliberat. A fost o operațiune foarte celebră, aș spune eu, a serviciilor de poliție moldovenești. Știu. Și... Am vorbit chiar cu executorii. Pe atunci erau doar ofițeri. Acum sunt generali, desigur. A fost o operație celebră, dar... Dar Vasilski este ce să-l dai în căutarea internațională dacă el este la Tiraspol. Mai vine din când în când șpici pe la Chișinău. Problema este simplă. Atâta, noi suntem acum legați în formatul 5+2 de obligațiune de a negocia cu partea transnistreană, da? Poate unul asta nu le place, mulți critică chestia asta, dar există niște reguli ale jocului. Le respectăm și noi că suntem mici, nu?
Păi da. Că așa dacă se iei de pe unii, trebuie să arestăm pe toți din Transnistria, da? Dar noi nu avem nici armată, mă, ca să ne ducem acolo să arestăm. Și eu cred că nu este o soluție astăzi. Eu trebuie să spunem sincer, nu cred că este o soluție astăzi încercarea de a marșa pe, încercarea de a marșa pe ceea ce se numește o nouă acțiune de forță. Asta nu este soluția corectă. Da, pacea, trebuie să o apreciem, durează, e adevărat, dar asta este, trebuie să ținem la faptul cum să ne împușcă. Mă întrebare, Hatânu, eu nu știu, va fi până la urmă, până la urmă va fi și un dosar și un tribunal, că aici este vorba de tribunal, cu, da, cu victimele de la Hatân, care au fost conducerea, floarea. Polonia a fost... Între Polonia și Federația Rusă există mai multe subiecte de discuții și conflicte. Da. Și eu cred că merită ca să fim și noi atenți cum să decide acest subiect. Ușor, ușor se includ de diaspora în discuția noastră. Bună seara, dragi români basarabieni din Spania. Vă scriu o întrebare, ce facem cu pensiile din Basarabia, pentru ce fii plătite diferența de România, nu se plătească pensii speciale. Asta din Spania, Florin Piciu. Din Grecia, Angela Canari. Și Grecia vă ascult în fiecare seară. Succese în continuare. Vă pup cu drag, dragii noștri greci. Bună seara, mult pătimit popor, Italia. Bună seara, dragi basarabieni, Pascu. Bună seara tuturor celor din diaspora, ne bucurăm, fiți mai adresați întrebări. Aș vrea să aflu dacă sunteți gata de prezidențiale. Ce credeți despre prezidențialiat? Cam așa ar vrea să-și fie mesajele dumneavoastră, dragii noștri compatrioți. Următorul apel telefonic, vă rog. Vorbiți, nu vă aud. Îndușeni. Bună seara, domnul Smolnitski, bună seara, doamna Hadârcă și domnul Mihăieș. Am o singură întrebare, domnul Mihăieș. Stimez profesionalismul noastră. Spuneți, vă rog, în cazul dacă Kobzak intră în Parlament și, cum ați spus noastră, că e posibil liberalii să unească în jurul lui, poate să apară o nouă fracțiune în Parlament? Și dacă ar fi să fie, cam pe cine ar susține dânsii? Vă mulțumesc frumos. Da, vă mulțumesc și eu. Eu cred că dacă domnul Kobzak va merge în Parlament, va fi independent. Cel puțin așa ar fi normal să fie, că el candidează de pe independent, nu? Da. Eu, de cât înțeleg, era subtextul cu liberal-democrație, că el cu liberalii nu prea are treabă. El a fost membru liberal-democrație, cum s-a lăs la pas. Aceasta a avut în vedere domnul. Dacă a avut asta în vedere, eu nu văd cum s-ar face acolo rost de o fracțiune sau de un grup parlamentar. Păi, dar este vorba de 5 deputați. 3 sunt, 4 chiar deja sunt și dacă mai vine și Kobzak, eu cred că da. La urmă va fi o fracțiune. Apele de Meul? Sau... Nu apele de Meul, nu. O fracțiune alta decât sunt acum existente. Apropo, nu știu dacă domnul Kobzak va colabora cu Octavian Țicu și cu ceilalți care sunt în jurul domnului Țicu în Parlament. Ba da. Punul susține. Îl susține, dar vă spun necondiționat. Punul susține, dar să vedem totuși care va fi opinia domnului Kobzak. Cunoscând că el este totuși un bun prieten cu domnul Filat, eu nu exclug că el totuși nu va ralea și va fi independent. Dar rămâne să vedem. Până la urmă, asta nici nu contează. Da, dar el a părăsit rândurile PLD-ului. Știți ce s-a întâmplat? După ce domnul Filat a fost arestat, jumătate din PLD-ul, nu de jumătate, erau 50.000 de membri. Știți câți erau acolo în PLD-ul? Da. Erau 50.000 de membri, acum am avut că i-au declarat Ministerul Justiției 6.500. Deci 40.000 de oameni au plecat de acolo. Nu, oportuniști. Și la PD-a, tot au fost plecări, dar nu așa de masive, de la plecarea domnului Plahotniuc. Da. Următorul apel telefonic, vă rog, vorbiți. Alo, bună seara. Bună seara. Domnule Smolnitski și domnule Mihăieș, Valerian Grosu. Da, domnul Valerian Grosu. Am către domnul Mihăieș o întrebare. De fapt, două, dacă îmi permite. Da. Iată, recent, ex-premierul Mircea Druc, 10 februarie, a prezentat un text foarte interesant, după părerea mea, care se numește, chiar lui așa îi zice din a lui, de ce reîntregirea trebuie să devină unicul proiect de țară al tuturor românilor. A fost plasat de publica, Vox Publica, Ion Petrescu.
Și acolo e textul foarte mare, eu nu-l comentez, cine a făcut cunoștință, este un text foarte interesant și cred că ar merita să fie chiar comentat. Eu prima întrebare, dacă domnul Mihai... Facem o emisiune aparte. Da, dacă îl cunoaște, poate să-l comenteze și aș vrea să-l comenteze dacă îl cunoaște. Dacă nu, ar fi bine să fie, este un text mare și o analiză serioasă, așa. Deci, domnul, așa. Și a doua întrebare, ar fi recenta text prezentat de, de Valeriu Dulgheru. La fel, l-am găsit pe net, un nou proiect al lui Dodon, Iudele Moldovii. De altfel, despre aceasta vorbește și Druc în textul care am vorbit mai sus. Iudele Moldovii, în care se fac liste cu unioniști, liste pregătite acolo cu unioniști care trebuie să fie, după program, după scenariul lui Dodon, scoși în afară lege și respectiv, mă rog, lichidați și așa mai departe. Mai adaug aici încă un moment că încă și face referință și Druc despre asta, încă Safonov când, în 2013, când a vorbit el despre, înainte a conflict războiului din Ucraina, când a vorbit el atunci despre distrugerea României, chiar așa se numește textul, chiar România, dar nu a ieșit, nu știu, scarte mira. Iată lucrurile acestea. Vă rog, dacă puteți să comentați, domnule Mihaieș, și vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu, domnul Valeriu. Bine, eu am văzut articolul domnului Mircea Drup, pe care îl apreciez, că a fost un premier curajos și atunci pe timpul lui s-au pornit niște lucruri bune. Păi da. Că faptul că nu a reușit, faptul că a fost între el și domnul Snegur o luptă care a dus la faptul că ambii au pierdut până la urmă, unul mai devreme, altul mai târziu, asta e altă discuție. Ce vreau să spun, că există anumite temeri că flangul unionist va fi atacat, eu am văzut mai mulți opinează, dar în prezent eu nu cred că guvernarea va merge pe acest scenariu. Ei nu au, trebuie să facem o mențiune, socialiștii nu au toată guvernarea, există și PD-ul acolo. Păi da. PD-ul prin Jezdan, care a fost la o televiziune, a spus că ei nu vor susține demersurile din pachetul, așa zis, național, cum a spus el, împotriva limbii române, împotriva istoriei, care poate, cum a spus Jezdan, scoate oamenii în stradă și atunci ei s-ar vedea nevoiți, pediștii, să susțină chiar și o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Eu cred că astăzi Dodon și socialiștii au nevoie de căderea guvernului Chicu, care ar putea să însemne căderea întregii construcții care au pregătit-o ei pentru alegerile prezidențiale, ca Dodon să mai câștige un mandat. Ei au nevoie de stabilitate. Și abia după alegerile prezidențiale putem să ne așteptăm la încercări de a face ceva împotriva unioniștilor, de exemplu, a schimba legea partidelor sau legea privind ordonanța de obștiești sau altceva. În acest moment, socialiștii nu o să reușească să facă nimic și nici nu pot să facă nimic, pentru că ei orice proiect de lege ar trebui să-l voteze împreună cu facțiunea PD-ului. La PD, eu nu cred că ei vor găsi voturi pentru proiecte de genul ăsta. Iar ceea ce ține de politica împotriva României, sigur că s-ar putea întâmpla să existe niște idei de genul ăsta ca să clatine cumva România. Știți că se speculează mult cu Ardealul, cu alte subiecte care sunt sensibile acolo. Deocamdată trebuie să spunem că România, guvernările care s-au succedat, foarte bine au gestionat subiectul Ardealului. Având 1,5 milion de unguri în Ardeal, este liniște, e pace, nu au fost ca în Kosovo sau cu alte părți războaie, etc. Adică s-au reușit să găsească acolo anumite mecanisme prin care minoritatea ungară din România să nu pună probleme, să nu fie separatism, să nu fie război interetnic, etc. Poate că este chiar și un exemplu pentru mulți țări și pentru noi. Cum două popoare care au în dispută un întreg Ardeal, da, reușesc să găsească limbaj comun. Da. Da. 7 minute până la finele emisiunii. Vă rog, următorul apel telefonic. Vorbiți, nu vă aud. Încercăm al... Da, vă rog. 7 minute până la finele. Nu vă aud. Da, vă rog. 7 minute până la... Nu vă aud. Nu știu ce se întâmplă cu... Mai zăbovim puțin. Da, iată. Mai încearcă o dată radioascultători. Vorbiți. Vorbiți. Vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara. Grigore la Ungheni. Da, domnul Grigore de la Ungheni.
Vă salut, domnul Mihailescu, vă salut, doamna... Natalia Hădârcă. Natalia Hădârcă și domnul Smolinski. Domnul Mihailescu, formatul 5+2, el se lucrează, că văd că foarte rău lucrează, că o trebuie introdusă România și discos și Ucraina introdusă în formatul ăsta, ca lumea să lucreze. Dar Smirnov și cutăți aici îi trebuie să răspundă pentru crimele care le-au făcut împotriva oamenilor, care au împușcat oameni și au organizat terorism, separatism și tot așa mai departe. Îi trebuie să răspundă în fața legii și îi trebuie și judecat și dat în căutare internațională. Mai departe, noi ne lămurim. Armata rusă de ocupație trebuie să plece acasă, să iei hainele și să plece și să ducă în Rusia. Am cu întrebarea alegerilor la președinte. Trebuie aici care au fost în blocul COZAC, trebuie să facă 10 pași înapoi, să vede la poporul Republicii Moldova, că-s patriota neamului și niște de locuri de lucru, 4 ani și în opoziție, până la legile parlamentare. Și atunci oamenii ați ia leagă în Parlament, dar trebuie să iei la oameni locuri de lucru, în primul rând, nu să vorbească numai de corupție, justiție, de polițiști, că nu știu și. Eu vă doresc o seară bună și mult sănătate. Seară bună. Apropo, aș începe cu partea a doua, cu 10 pași înapoi. Da. Eu, undeva, ideea domnului Andrei Năstase, prin care trebuie identificat un candidat din afara partidilor, vine cumva în întâmpinare la ideea stimatului radioascultător, pentru că el spune, nu trebuie să candidezi niciunul dintre noi. El înțelege că ei, el e mai rațional aici ca Maia Sandu, el înțelege că el și Maia Sandu și alții din zona asta s-au pătat într-o guvernare COZAC. Și uitați-vă, stimați domnilor, nici măcar nu le este rușine în continuare, pretind să reprezinte întreaga dreaptă din Republica Moldova. Și aici, uitați-vă, un om simplu spune o idee foarte genială, genial de simplu. Poate că, într-adevăr, ar trebui să facă un pas înapoi și să permită ca să apară un candidat care poate să-l bată pe Dodon. Dodon. Da. Pentru că eu nu cred că Maia Sandu, acum, dacă vreți să fiu sincer, poate să-l bată pe Dodon. Și Năstase, cum este el, spun unii mai ciudat așa în anumite acțiuni, dar el a înțeles chestia asta. Sper să înțeleagă și Maia Sandu. Și acum, Andrei Năstase, apropo, va fi săptămâna viitoare aici în studio, Andrei Năstase, ca să știți, dumneavoastră, pregătiți întrebările. Vreau asta e întrebare foarte importantă, pentru că dacă Dodon câștigă a doilea mandat, Republica Moldova intră definitiv în sfera de influență a Rusiei și Kremlinul aici e o perioadă de 8 ani, minimum. Poate și mai mult, și Kremlinul aici, de data asta, nu va pierde ocazia să-și implementeze un proiect sau altul de federalizare sau de, chiar de confederalizare. Da. Pentru că Plahotniuc, așa cum era el, dar el îi supăra tare pe ruși aici. El ținea o anumită poziție antirusească, jongla cu americanii și cu europenii pe anumite interese. Poate că nu era întotdeauna sincer și eficient, dar oricum era un factor de, ca zic așa, de iritare pentru ruși. Căderea lui Plahotniuc a lăsat locul liber. Nu mai avem un partid național și un lider care se ține lor. Am avut Stăvilă. Noi am avut alianța COZAC în frunte cu Maia Sandu. Păi da. Și aici nu pot să ai încredere în Maia Sandu, cu tot respectul meu față de dânsa, că nu știu, că poate este un om cu intenții bune, dar după alianța COZAC nu mai pot să ai încredere în persoana asta. Ar fi o mare greșeală să o credităm pentru lupta în turul 2 cu Dodon, pentru că riscăm să avem 2 reprezentanțe Kremlinului, Maia Sandu și Igor Dodon. Înțelegeți care e problema? Nu știu dacă e tocmai așa, dar bun. Ultimul apel telefonic, vă rog. Vorbiți. Bună seara, domnul Leonid, domnul Mihălaș, doamna Natalia. Mă cunoaște de acum pe voce. Vasile Sinigur. Of. Doamna Maia Sandu, Andrei Năstase, trebuie să facă 10 pași înapoi. Că deoarece au demonstrat că au trădat demnitatea națională, mândrie națională. Ea nu mai trebuie să scoată căpșorul afară. Ea te spui castruțul, capul în năsip și șada în năsip acolo. Nu mai trebuie să demonstreze nici o prostie de-a lor. Întrebarea, Vasile. Da. Vasile, zi întrebarea. Vreau să vă spună. Nu trebuie să-mi spui, trebuie să întreb. Am înțeles ideea. Da. Întrebați. Mulțumesc. Am înțeles. Mulțumesc. Da. Bine, asta domnul Vasile vine în același context cu alți ascultători. Vedeți că oamenii simpli uneori oferă și soluția, pentru că aici nu trebuie să faci filozofie agricolă. Păi da. Situația e simplă, oameni buni. După ce Ira Roșca a votat cu voința terminat cariera lui politică, după ce Maia Sandu
Și condamnarea asta s-a făcut cu coza, cu un guvern împreună cu cealaltă. În mod normal, în orice țară normală, ei trebuie să fie penalizați, nu? Păi da. Și atragă atenția că Năstase de data asta e mai realist decât Maia Sandu. El nu vrea să candideze și spune și Maia Sandu, nici tu nu trebuie să candidezi. De-aia se uită la sondaje. Da, deocamdată ea sondaje stă mai sus. Pentru că nu s-a permis altui candidat să apară. Pentru da, că apare, nu se știe, da. Pentru că aici și șmecheria cu pactul ăsta din agresiune, să nu apară alt candidat, înțelegeți? Da. Pentru că dacă s-ar uni toți pro-europeni și toți uniuniști în jurul altui candidat, ar putea să câștige, ar avea șanse mai mari ca Maia Sandu. O mult mai mari. Da, eu vă mulțumesc, domnule Mihăieș, pentru participare la emisiune, pentru opinii, pentru comentarii. Dumneavoastră, dragii noștri radioascultători, vă mulțumesc de asemenea pentru apelurile telefonice, pentru, iarăși, pentru marea voastră grijă de destinul acestei țări. Natalia Hădărcă, Leonid Smolnitski, dorindu-vă pace și liniște în casele dumneavoastră, vă spun pe curând. Forum Radio.